un moment important pentru Constanța, în primul rând, pentru că noi astăzi toți ne unim și unim farul. Vrem să facem, să readucem farul în primul eșalon și să-l facem să strălucească. Asta, în primul rând, pentru toți constanțenii, pentru toată Dobrogea, pentru toți oamenii care iubesc această echipă, pentru că farul spune povestea întregii comunități dobrogene. Ce să spun? Astăzi este ziua cea mai ușoară. De mâine ne apucăm de treabă. Începe munca, în adevărat, sens al cuvântului. Mă bucur că avem autoritățile de partea noastră și sperăm să ne susțină. Nu în ultimul rând, a fost un vis, dacă pot spune, devenind realitate. Acela că am devenit partener cu idolul copilăriei mele, Gheorghe Hagi. Un om corect, un om care își dorește să fie cel mai bun. Și cum să nu îți dorești să fii partener cu un om care are principii sănătoase, are reguli bune și, nu în ultimul rând, este cel mai mare jucător al României din istorie. Cam atât. Sperăm să aducem bucurii constanțenilor și nu numai României și sperăm să fim cei mai buni.